facem niște poziții în care ne construim atenție. Atac prin descoperire. De ce am făcut lecția aceasta cu dumneavoastră, atac prin descoperire, dar era pentru o etapă mai ușoară în care pur și simplu pozițiile respective, răducule, tu chiar dacă înțelegi mai puțin din ce se discută aici, pe urmă am să fac cu tine special, da? Bun, deci atacul prin descoperire, v-am făcut o lecție specială în care v-am arătat, dar final. Și vă aduceți aminte în ce consta atacul prin descoperire? Aveam o piesă mască care masca mie pur și simplu atacul unei piese de ale mele. Deci, și când acea piesă mască se deplasa și ataca la rândul ei ceva, eu reușeam cu piesa din spatele piesei mască să-mi realizez scopul. Păi tocmai. Aici piesa mască este acest nebun din B7. Da? Dacă n-ar fi aici, aș lua dama. Dar problema e că poziția trebuie totuși puțin concepută, pentru că nu este din prima evident. Dacă joci, unde muți nebunul acela ca să nu pierzi dama? Pentru că la rândul lui nebunul alb este legat. Da, sufizi. Propunem o mutare. Cum? Păi nebune 4, dama ia pe A7. Nebune 4 este foarte bună mutarea, dar numai să nu fie calul la G6, de să se deplaseze cu șah. Tateu. Cale 5 este o mutare, dar la cale 5 pot răspunde cu dama ia pe B7. Cale 8. Corect. Cine a zis? Eu. Foarte bine, dar. Deci, încă o dată, cale 5, dama ia pe B7, dar cal pe 8, șah de cal și damă. Sunt forțat să-ți bat, că altfel îmi iei dama. Dar acum merge nebune 4, șah și bye-bye damă. Deci, încă o dată, aceste poziții sunt un pic de construcție, da? Următorul exemplu. Aici, negru numai ce a jucat o partidă de doi mari maestri, la alb este Ivan Sokolov. Mare maestru rus, foarte puternic. Deci aici, negru numai ce a jucat calul din D7 la F6, atacând acest tur din D5. Ce joacă albul aici și realizează un atac prin descoperire? Deci, încă o dată, piesa mască este asta. Deci, încă o dată, construim. Ia, uitați-vă, vă rog, la următoarea secvență de mutări. Primul lucru, îi dă un șah de tur. Trebuie să-l iei, că dacă nu-l iei și vii rege E7, turnea pe H8, bye-bye, ai pierdut un tur întreg. Dar acum, regele fiind pe D8, calea pe F7, șah, și după rege E7, dama ia pe F4. Da? Într-adevăr, poți să spui rege ia pe F7 și ți-am dat dama, într-adevăr, dar ți-am luat un cal și un turn. De fapt, mi-ai dat o damă și un pion. Deci ai pierdut două puncte și deja după nebun ce 4 șah, în continuare acest rege este foarte, foarte expus. Da? Poziție. Ce joacă albul aici? Din nou, construcție de atac prin descoperire. Ai dori foarte mult să joci calea pe E6 șac și pe urmă să zbor calul din C7. Da, dar el îți bate cu acel cal. Deci calea pe E6, calea pe E6, nu câștigi absolut nimic. Zi, Daria. Dama C7? Bravo, da. Uitați, fraților, ce... Deci dama ia pe C7. Și după dama ia pe C7, cale 6, F6, turn C7, la revedere. Am rămas cu două piese ușoare pe turn. Nu, două piese ușoare în plus. Că eu mai am un turn pe H6, pe H1. Bun. Albul la mătare.
Zi tău. Turnea 7. Turnea pe 7, nebunea pe 7, nu câștigi nimic, e un simplu schimb. Păi și după mută la pe 8 și pe 7. Și nebunea pe F8 înapoi. Deci nebunul este în 7. Deci tu propui turne 7, nebune 7, tur F8, nebun F8. Ai dat două turnuri, ai luat două turnuri. Poți să spui, păi da, da, am avantaj. Ai avantaj, doi pioni, dar este final și nebunii sunt de culori diferite. Bravo! Dar și când calculez acest tur F6, care într-adevăr este răspunsul corect, turnea pe F6, ia să te văd mai departe, G-ia pe F6. Bătem turnul. Dăm dămuța. Ce-ai spus? Tur H7? Băi, frate, ia las-o că pe fata asta o trimit la avansați. Deci tur H7, două semne de exclamare, foarte bine, mai departe. Hai, nu te necaca țiganul ăla. Nu, 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 pe urmă E7, dama ia pe G8, regia pe G8, E7, șah de la nebun și regia oriunde scos damă și ai rămas cu nebun în plus. Da, degeaba mai ai tu un șah pe aici, să zicem, rege G2, damă D2, rege F3, H3 sau F3. H3 este cel mai logic. Pionul meu din E3 este apărat. Da? Daria, ești plină de surprize foarte plăcute în această după amiază. Albul la mutare. Prima mutare este, vă arăt eu, deci calea pe C6, dar după B pe C6, ce se întâmplă? Pentru că, observați, acest turn este legat. Vreau să fiți bravi. Să știți, chestia aia cu legatul merge și într-o parte, și într-un sens, dar și în celălalt sens. Deci uitați ce mutare face Zirareș. Cum? G7. Nebunea pe G7 este o mutare, dar am să-ți bat turnul. Turn de 3. Deci alesia turn de 3, îți schimb damele și îți iau nebunul și ai rămas cu un nebun în minus. Turnul de 4? Turnul de 4 îți iau dama degeaba. Turnul de 7? Cum? Turnul de 7. Bravo, domnișor! Ai numai nota 10 pe linie până acum. Deci acest turn de 7 este mutarea care pune capac negrului, pentru că nu pot să-ți bat turnul, dama mea e legat. Iar continuă, dama ia pe B3. Da. Rege H8, că n-am unde. Nu că ți-l iau. Dar la G6 să știi că nu. Tot șah. Deci turn G8 ți-l iau cu regele. Dar turn G6 și ac prin descoperire nu ai decât nebun turn pe 6 ca să întârzi cu o mutare. Mate. Da? Da? Deci degeaba ai tu damă pe tablă pentru că totul s-a terminat. Felicitări! Așa cum în încheiere doresc să vă arăt o partidă simpatică jucată anul trecut între doi mari maestri foarte puternici. Albul este chiar 6 la ora actuală în lume, iar Nepomniaci. Și joacă cu un alt mare maestru foarte, foarte tânăr, de 16 ani, Jeffrey Seung.
și întoarce tabla așa. Deci Nepomniachtchi este la alb, Jeffrey Song este la negru. E o partidă relativ scurtă care ne arată nouă ce înseamnă să uiți practic de dezvoltarea pieselor și să încerci să papi cât mai mult material. Adică să fii lacom în deschidere. Încă o dată, în deschidere sunt două elemente care se bat cap în cap. Când joacă doi jucători puternici, nu poți să ai și avantaj material și să ai și avantaj de dezvoltare. Deci dacă ai avantaj de dezvoltare, posibil să ai avantaj în minus. De-aia și sunt multe deschideri în care albul, de exemplu, dă un pion sau doi, numai ca să aibă niște pași în dezvoltarea pieselor. Când le ai pe amândouă, înseamnă că unul dintre jucători e foarte slab. Pentru, cum să spun eu, riscul acesta de a încerca să mănânci cât mai mult material te poate costa într-o partidă, indiferent că ești tu super mare maestru pe locul 6 în lume. De ce 4 calfe 6? Poate spune cineva dintre dumneavoastră cum se cheamă această apărare? Nu, apărarea celui de-al patrulea campion mondial de șah. Cum se cheamă al patrulea campion mondial de șah? Nu. Pe Iugoslavă ce-i campion mondial? Apărarea Iugoslavă, vorbești despre o țară care nici nu mai există. Era vecina noastră. Deci apărarea Lehin este o apărare foarte provocatoare pentru că te atacă de la prima mutare. Și de obicei, când cineva te atacă, e bine să contraataci. E5, mutarea corectă aici. Deci mă ataci, te atac. Cal D5, D4. Teorie curată. D6, cal F3. Aici sunt două continuări principiale bune pentru negru. Ori D-a pe E5, ori nebun G4. De fapt, să știți că cel mai mult se joacă nebun G4. Dar și D-a pe E5. Mutarea jucată de către negru în această partidă se joacă. Calea pe E5 și G6. Ce vrea să-și facă negru aici? Cazemata, corect. Nebun G7, rocadă mică, nu avem probleme. Deci aici albul are din nou la dispoziție două continuări să joacă aici. Ori pion C4, ori nebun C4. Dar negru, uitându-se mai atent la cel din fața lui, zic, mamă, ce tânăr e copilul ăsta, eu sunt vulpe bătrân, am 29 de ani, el are 16, ia să-l scot eu din teorie tot și joacă damă F3. Care încalcă un sfat? Care e ala? Corect. Deci nu este bine să scoți dama la începutul jocului înaintea pieselor ușoare. Eventual, dacă ți-o scoți, să ți-o scoți pe un câmp unde nu poate fi atacată. Tocmai de asta și scos-o albă aici, pentru că am scos-o pe un câmp unde nu poate fi atacată și ameninci ceva brutal. Ce amenință albă aici? De exemplu, dacă negru joacă aici cal C6, ce joacă albă? Zil tău. F7. Da, mă, F7, mat. Mate. Nu? Dar normal că Jeffrey Song vede, nebune 6. Nebun C4. Amenință ceva? Nu, că e apărat de două ori calul. N-amenință nimic. Noi continuăm dezvoltarea. Și dacă prima mutare aceasta, damă F3, este destul de ciudată, mutarea următoare, însă, damă B3, este o inexactitate. Pentru că tu, nu numai că îți scoți dama la începutul partidei, de a investești și două mutări de dezvoltare, F3 și B3. Practic, albul amenință, uitați, după săgeata roșie, să bat în B7. Da? Dar aici, poziția asta nu s-a mai... În câte partide s-au întâlnit în apărarea Lehin, este un fel de noutate, dar o noutate îndoielnică, care cel puțin... Eu sunt sigur că nu se va mai juca de aici încolo. Noutățile îndoielnice, adică care nu sunt bune, nu se mai joacă. Da? Deci aici, după o lungă gândire, pentru că Xiong era pus în fața unei poziții noi, nu se gândea la damă B3,
îi bate acest cal. Și albul își ia figura ușoară înapoi, bătând și el la E5. Dar acum vreau să înțelegeți ce se întâmpla la dama aia pe B7. Că v-am spus, deci negru aici, pentru a bate acel cal din centru, a stat și s-a gândit ceva. Și într-un fel te gândești, de ce stai să te gândești când, pentru că trebuie să calculezi ce se întâmplă la dama aia pe B7. Trebuie neapărat aici să-ți dai seama ce se întâmplă la dama aia pe B7. De ce nu este bun acest dama aia pe B7? Ia uitați-vă, vă rog, ce a gândit negru aici. La dama aia pe B7 ar fi urmat simplu nebun D6. Și în momentul când îi bați turnul și zici, ha-ha, ți-am dat un cal, dar ți-am luat un turn și un pion, te-am făcut praf, nu e așa. Pentru că după acest cal B6, care mi-atacă mie simultan și damă și nebun, degeaba mai ești tu dama A7, după nebun C4, spuneți-mi și mie cine stă mai bine aici. Negru. Are două piese pe turn, nu mai poți să faci rocada mică, cel puțin pe moment, stai ca naiba. De aceea, revenind la partidă, nepo bate. Și zice, îți bat și acum, eventual, am să-ți bat în B7. Ce-ați jucat cu negrul aici? Deci, pe ce ați pune accent aici? Pe dezvoltare sau pe material? Încă o dată, sunt două concepte care se lovesc cap în cap în deschidere. Da. Vă spun eu, cel mai bine este să puneți accent pe dezvoltare, mai ales în astfel de cazuri. Deci, foarte curajos, negru joacă aici cal C6. Și albul, dacă era, ca să spun așa, cu țiglele pe casă, ar fi făcut rocada mică. Sau orice altceva, nebun de 2, mutare de dezvoltare, să-ți interzic ții ca la 5, sau rocada mică, ar fi fost mutare superioară. Dar este așa de mare tentația la un moment dat să iei un pion și să-și ataci, încât albul aici a bătut. Damă ia pe B7. Și de fapt el pierde partida imediat aici. Ia uitați-vă, vă rog, urmează cal B4 și dintr-o dată dama asta se află în cușcă. De exemplu, dacă ai să zi... deci nu numai că-ți atac la C2 șac și tură încă o lovitură, dar să zicem că mă apăr ca la 3 să nu ai, păi după turn B-o bye bye dama. Vedeți? Ați pierdut dama. La A6 nu pot, A7 e apărat, C7 e apărat, C6, cei doi cai sunt legați unul cu altul. De aceea, practic, după acest cal B4, albul mai încearcă totuși nebun B5. Acum, întrebare pentru dumneavoastră, merge turn B8 aici? Hmm? Zito. De ce? Corect, tu mergi. Cu 7. Nebunea pe C6, calea pe C6, dama aia pe C6, te-ai pomenit că ai o piesă minus, da? Dar aici contează foarte mult viteza. Calea pe C2 șah. Ai două câmpuri de rege, la F1 sau la E2. Unde v-ați duce? Deci F1 e ăsta, E2 e ăsta. Unde ești forțat de fapt să te duci? La E2. De ce nu poți să te duci la F1? Da, zic. Corect. Damă de 1, mat. Da? Foarte bine. Mate. Deci se duce săracul la E2. Rocadă. Practic, și zici, păi bine, bine, dar pierzi un cal. Păi bine, bine, dar ești cu regele în centru tablei și degeaba
îmi câștigi tu o piesă când tu de fapt ai trei piese care îți dorme. Bing, 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 și regele tău zboară prin centrul tablei. Deci după nebunea pe C6, turn B8, dama ia pe A7. Apropo, aici dama A6 nu este bun de nicio culoare, mult mai slab decât dama, pentru că urmează turn B6 și la dama A4 turnea pe C6. Mi-am luat piesa înapoi, pentru că nu mai pot să-mi bas turnul, am șac și dama. Toată lumea vede? Întrebări? Deci a jucat dama ia pe A7. Nu așa, dama A7, da? Da, și aici, după cal de 4 șah. Aici, practic, îl testează un pic, negru. Ca să vadă dacă nu cumva se duce la F1. La F3 nu poți să te duci, sau la E3, că imediat pierzi partida. Dar negru vrea să-l vadă, vrea să vadă dacă nu cumva se duce la F1, ca să-l dea mati imediat cu nebun C4 șah și după rege de 1 șah și ia mati. Da, nepo nu e chiar așa, mă rog, mai trage el de partidă așa și aici se duce la E1, corect. Și atunci negru lasă pace, mai dă iar un șah și pe urmă continuă, turn pe 6. Dar după cala 3, pe ideea următoare, ia-ți piesa înapoi cu turnea pe C6, că observați în acest moment, eu cu albul am o piesă în plus. Și practic albul îi propune negrului, ia-ți piesa înapoi, dar să am și eu timp să-ți dau un dama. Deci, cu schepsis aici, dar negru nu cade în astfel de plase mici. Cal de 4 șah, rege 1, calea pe C6, mi-a luat piesa înapoi, dar cu câștig de tempo, nu cu pierdere. Și după calea pe E5, cum sunt armatele? Egale. Și fără ce a rămas regele alb? Fără dreptul de a face? Corect. Degeaba e el pe poziția inițială, pentru că nu mai poate face rocada. Deci aici, uitați, mă lasă calculatorul? Nu. Pentru că am mutat și sus și jos. Degeaba vin înapoi, nu mai am drept. Nepo mai continuă aici, nebun, H6. Zicând, hai, mută și tu din turnul ăsta chipurile să nu-l pierzi și pe urmă, eventual, după turn de 1, să-ți dau un damă. Și poate o echilibrez. Că în fond armatele sunt egale aici. Dar care e primul lucru la care ne uităm când avem o piesă atacată? Aia e a doua. Contra-atacul. Deci Jeffrey Seung își centralizează dama foarte puternic cu amenințare nebunea pe F8, dama ia pe G2. Și ești terminat. Pentru că tu nu poți să faci rocadă, ai pierdut dreptul. Deci aici nu poți să-i permiți negrului să-ți bată la G2. Ești grug. De aceea joacă F3. Dar la F3 joacă turnea pe B2. Și practic aici albul cedează. Și acum, Rareș, ce se întâmplă la nebunea pe F8? Îmi spui cum dă negru mat în două mute și terminăm lecția pe ziua de azi. Am zis Rareș. Nu. Mat în două mutări, nu în 700. Nu, să știi și cal de 3, câștigi. Dar nu e mat. E și o lungești. Și poate te ia somnul. Și faci o greșeală, că tot timpul greșeala e omenească, deci când prinzi adversarul și îl dai mat și termin partida imediat, zi. Așa, de 2. Corect. Și după rege pe 1, dama ia dama pe 2, da? Bun, da. Dar de ce nu dama A2? Da,
Daria, tu fusești fata aia foarte deșteaptă care îmi dăduși o groază de răspunsuri nemaipomenit de bune la exerciții și îmi dai cu bâta-n-balta aici cu dama ea pe a doi. Păi nu ți-au dama? Aoleu, Doamne, 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 da. Bun. Continuați-vă partida, reducă-le tu, vină în coace. Radu, vină în coace. Ia loc aici în locul meu, pe scăunaș.